Liceul Agricol din Ciorogârla pregătește în jur de 1300 de specialiști în domeniu, iar practica de la școală este de bun augur, mai ales când dorești să modelezi viitorii fermieri. Cum au început să iubească pământul, dar și de când au dorit să lucreze cu simț de răspundere, aflăm din voxurile Agro TV realizate de reporterul nostru special, Marius Milea, cu elevii de la Ciorogârla. Îți ajuți în general părinții în gospodărie? Te apleci spre agricultură? Da. Îi ajut. Ce faci mai precis? Mai sap, așa, mai punem și flori și din astea, de plantat. Când vei ajunge să termini acest liceu, spre ce ramură a agriculturii vrei să te îndrepți? Spre agroturism. Spre turism. Îți ajuți părinții în general la muncile agricole? Da, la orice, adică la plantat, la câmp. Să înțeleg că de mic te-ai aplicat spre agricultură, vrei să faci carieră în acest domeniu? Da, dacă se poate, da. Cam ce ai vrea să faci după ce termini acest liceu? Să continui, adică să deschid un fel de mică fermă. Pe zootehnie sau pe vegetal vrei să mergi? Pe zootehnie mai mult. Iubești animalele? Da. În gospodărie ce animale ai? Găini, porci, rațe, de tot. Da. Și căței, pisici. Medicina veterinară te încântă? Nu prea mă pasionează, nu chiar. Locuiesc la sat, avem grădină, mai multe terenuri pe care le cultivăm, cu diferite cereale. Să înțeleg că de acasă ai învățat să faci agricultură. Da, de acasă. La școală ai aprofundat acest termen, agricultura, așa cum trebuie făcută? Da. Ce înveți tu mai precis în această unitate de învățământ? Păi, cum să... Să plantezi. Astăzi văd că ai venit și ai plantat un pom. Atât copaci cât și legume, fructe.